cu lemnele cum sunteți? Lemnele? Ne-au prins iarna într-o criză foarte mare, că chiar nu avem deocamdată. Cum e cu lemnele la voi? Cum aduceți voi lemnele? Din ce aduceți? Din răpă. Întâia tate. Din răpă. Și mergeți și voi în răpă și aduceți lemne? Da. Mulțumim pentru lemne. Mulțumim pentru lemne. Nu asta de la viață. Ce v-a mai doriți de la viața asta? Moarte. Nu știu, murim, să nu mai știu. Suntem în județul Vaslui, de data aceasta cu lemne pentru foc. Primim de foarte multe ori întrebarea ce fel de oameni ajutăm. În acest videoclip veți putea vedea ce fel de oameni ajută asociația MGM. Nu știu, cam când așa puteți să mă ajutați, spune că nu mai pot de frig. Sunt în situație critică. Dacă eu aș fi avut bani să cumpăr, dar sunt într-o situație irecuperabilă financiară, am înțeles problema, doamnă, și intenția noastră e cea mai sinceră, da? După cum am spus, trebuie să aveți răbdare, să vedem în zona de unde putem procura, bine? Câți ani ai bunic? 78. Ți-am adus un cadou, bunica, că afară iarna și am venit să aducem un cadou pentru matale. Am adus o mașină de lemni. Da. În numele Domnului, fără bani. Doamna Aurica, la 78 de ani pe care aveți dumneavoastră, ce speranțe mai aveți dumneavoastră de la viață? Ce v-a mai doriți de la viața asta? Moarte. Nu știu, murim, să nu mai știm. De ce spuneți asta? Până, ce lăsă să mai trăim, nu poți face nimic, nimic, nimic. Știu că ce-am mai e de mă ajută din mă scoală. Dumnezeu ne-a trimis să-ți reamintim că nu te uita și că te iubește. Rămâi cu Dumnezeu, rămâi cu bine, bunica. Mulțumesc frumos și vă da prostie. Cei care avem căldură și e o temperatură optimă în casele noastre, asta se numește binecuvântare. Pentru oamenii care nu au ce pune pe foc, zăpada e un chin. Zăpada e o teamă, e o frică. Cum era cu lemnele? Cum vă descurcați cu lemnele noastre? Greu. Greu cu iarnă. Mai greu când ai de unii și s-o dat niște bani de încălzării. O mai oprit banii voze și banii datorii. Și n-am avut de unde să cumpărăm. Și e greu, că e scumpi, ca să cumperi de la pădure scumpi. Cât copii aveți noastră? 7 copii. Ia, și vezi pe gara, pe stigar la colonia Liviu, la poarta matale. Ce să văd, uite, exact, o mașină cu niște leni, vă mulțumesc foarte mult. Nici nu m-am gândit că o să faceți, vă surpriz bine așteptate. Da, am zis că e o mașină cu leni, zic și cred că vine la vecinul. Bun, aici ai vreo 2-3 căruți leni. Da, păi de aici ieșim din iarnă, cred. Mai avem o căruță din niște schimbi lângă gar pe acolo și în numele Domnului, fără bani. Am înțeles, fără bani și asta înseamnă mult, înseamnă pentru, mai ales pentru două persoane bolnave, mai ales primul cum însă eu că nu mă pot mișca. Păi foarte, foarte mulțumit, adică foarte mult contează pentru mine. Da, dumneavoastră aveți grijă de toți trei. Păi m-am sculat de dimineață, ba la cățăi, ba la păsări, ba la am și 3 căpri. Cum reușesc, doamnă? Cum e să grijezi 3 persoane cu probleme? E foarte greu, da? Ce să facem? Mergem înainte. Chiar m-am uitat la toate pozele astea, cum la fel de videoclipuri, fel de cum ați ajutat multă lume. Chiar vorbeam singur. Ce
știți, noi vă mulțumim din toată sufletul, zic eu, dacă e bine și vorbesc. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe noi și vă mulțumim din suflet și mulțumim Domnului pentru ajutorul care mi l-ați acordat. Da. Astea ce am mai avut, două lăzi. Acum mari să vie să ducă la lemne. Doar lemnele care le aveți aici în ladă, da. Și pentru foc acum? Da. Cum e cu lemnele la voi? Cum aduceți voi lemnele? De unde aduceți? Da? Acolo. De răbă. Întreia tati. Și mergeți și voi în râpă și aduceți lemne? He? Frig, greu. Mulțumim pentru lemne. Mulțumim pentru lemne. El este George, unul din copiii familiei pe care am ajutat-o cu lemne. O familie cu mai mulți copii. O mașină de lemne adusă în prag de iarnă la o asemenea familie sau la oameni pe care îi ajutăm, e un lux, e o mare binecuvântare. Și asta pentru că o tonă de lemne costă între 550 și 600 de lei, fără tăiat cu drujba, fără despicat, fără transportul la beneficiar. Poate nu o să ai posibilitatea să achiziționezi o întreagă mașină sau nici măcar o tonă de lemne, dar și un braț contează, pentru că un braț de la dumneavoastră, un braț de la altcineva, mai mult poate de la Dumnezeu, în felul ăsta reușim să ajutăm sute de oameni care se văd îngroziți de frigul iernii. Încălzește-o inimă, proiectul prin care ajutăm oamenii care nu se mai pot ajuta singuri prin muncă. Oameni bătrâni, văduve, bolnavi, persoane cu dizabilități, copii orfani, îi ajutăm în prag de iarnă să vadă iarna cu alți ochi, așa cum o vedeai și noi. Cu lemnele cum sunteți? Lemnele? Ne-au prins iarna într-o criză foarte mare, că chiar nu avem deocamdată. Vă mulțumesc din tot sufletul. Și Dumnezeu este mare și ajută pe fiecare și ajunge unde consideră El că cu adevărat este nevoie de ajutorul Lui. Dumneavoastră ați rămas fără lemne, trebuia să mergeți la pădure, să tăiați ceva, să... Da. L-ați rugat pentru lemne? Da, chiar m-a rugat pentru lemne, pentru că e foarte greu. Ai venit să vezi ce se întâmplă, așa-i? Nu mă leacă! Câte ani ai? Am 34. Vă mulțumesc, echipei, pentru un ajutorul care mi l-ați acordat. Iarna, am crezut că iarna a trecut, dar după cum se vede, iarna abia a început. Pe această cale noi ne bucurăm tare mult și cred că a fost o mare binecuvântare pentru noi ceea ce Dumnezeu a făcut prin dumneavoastră care ați dăruit, dar și prin frații și asociația MGM. Și pe această cale vă mulțumim frumos și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răspătească cu viață veșnică. Amin. Victoria, văd aici pe foc ceva crenguțe, ceva copaci. Cum e cu lemnele? Cu ce vă încălziți? De unde aduceți lemne? De prin grădina mai e tăiat niște salcâni. Asta. Nu-i finanțe. Dar când ați cumpărat voi ultima dată o mașină de lemne? Noi? Da. N-am cumpărat. Niciodată. Dar ce puneți pe foc voi? Lemne. Aduce din grădină. Craș. Te-ai bucurat dacă ai primit o roabă de lemne? Da. Dacă primești așa cu o căruță plină, să o împlem cu lemne, te-ai bucurat? O, da. Da o mașină mare de lemne, ce spui? Nu mi-am cuvinte. Să aibă bunica lemne? Da. Să băgăm pe foc. Peste 100 de lemne. Așa zici? Da. Vă mulțumesc foarte mult de lemne. Ei, mulțumim frumos, mulțumim. Sunt sentimente, trăiri pe care unii dintre noi nu le cunoaștem niciodată.
sentimentul unei mame care dorește să gătească ceva pentru copiii ei, dar nu are elemente cu ce să le gătească. Sau sentimentul unui om vârstnic care vede că afară e frig, este iarnă și când se uită la lemnele pe care le are, își dă seama că dacă nu intervine ceva sau cineva, va trebui să îndure frigul. Dar noi nu cunoaștem aceste sentimente. Dar nu pentru că noi suntem mai buni sau că merităm ceva mai bun, ci pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod mai aparte pe fiecare dintre noi. Din binecuvântările pe care Dumnezeu ne-a dat, vă încurajăm să le transmiteți mai departe celor care sunt în nevoie. Tot ceea ce ați văzut în acest videoclip a fost posibil cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul fiecărui leu pe care dumneavoastră l-ați pus în bușculița un leu pe zi. Mulțumim pentru fiecare leu. Domnul să vă binecuvânteze. E ora 17:42, am ieșit de la ultimul bătrân care a fost ajutat cu lemne pe ziua de astăzi. E frig, ninge, viscolește, ni se deschid porți și putem intra în casele celor care sunt năpăstuiți, în casele celor care sunt amărâți. Prin prisma faptului că sunteți alături de noi, singuri nu am putea să facem lucrul acesta. Suntem și noi oameni limitați, avem și noi familii, avem și noi copii, avem și noi problemele noastre, dar dacă reușim ceva, în primul rând, e datorită lui Dumnezeu și apoi datorită vouă care susțineți și credeți în ceea ce facem. Dumnezeu să vă binecuvânteze.